e fulan. Good morning, new day în Malta. Cam așa arată micul dejun. Chestiile astea mi le-am luat eu. Bine, sunt splits. Cam astea mi le-am luat eu. S-a plecat la plimbare. Cum va arăta astăzi, momentan, Valeta? E, uite ce chestie. Ce să stea, mă? Bă, ești prost. Mă rog, arată interesant. S-a ajuns la Valeta. Ia uite floricele. 1913. Nu știu ce înseamnă asta. O limbă urâtă se aude aici în stânga. Astea sunt două mode de copaci de ăștia. Interesant, trei. Hai să vedem ce găsim. Ia uite, bă, suntem în gorj. Căluți. Caluti. Hotso Pacio. Sterling. Au ce de lume. Am luat o cafea aici la gelateria asta, Cafe Capitolino. Și este super central. O grămadă de oameni trec, o grămadă de povești, se aud așa autobusat din orice direcție. It's nice. Cafeaua e proastă, evident. E basic, sub basic. Nu știu, vreo 2,5 euro parcă este. Ceea ce e un preț bun pentru așa o locație. Decoff. As it should, ăsta cu mașina nu știu ce căcat caut aici. E fix aiurea, 2. Da, și e multă lume, e interesant loc. Trenulețe ca în Sinaia, vezi doar în Valeta. A, dar numai că nu-i cu copii, e cu moșcândăi. Nemțălăi moșcândăi. În aceste plimbări avem tot bag-uri din astea, care astea văd că sunt 8 euro. Ne batem aici cu doamnele pe ele. Și astea văd că sunt 3 euro, dar mai mișto astea. Asta 3,5. Tot mișto. Black, only black. Iar astea colorate sunt tot 3 euro și astea sunt basic, astea îmi plac. Deci este un loc de cumpărături cadouri. San Julian. Nu prea îmi plac astea așa colorate, chiar nu mă încântă. Ochelari, chestii. A, și șepci. Dar nici de astea nu-mi plac. Probabil și magneți pe aici, pe undeva, uite, sare de gozo. A, uite, mă, de... Cum se numesc ăștia? Scaieții ăștia lor. Interesant.
o grămadă de chestii. Tare. Alta. Asta e de la depus la sticla de vin. Cine se uită pe Temu știe. Pixuri probabil nu-mi dau seama ce-s alea. Brățărici. Cine se uită pe Temu știe. Ah. Și avem și magnetărai aici. Nu știu de ce e flamingo ăsta, că nu există așa ceva pe aici. Cam atât. Ia să vedem și în zona asta, uite. Ah. De asta de poți să joci ping-pong cu ele. Uite, avem și varianta de ping-pong. Ce preț are chestia asta? Auleu, 8. Păi e mai ieftin la Decathlon. Ce mai bun. 1000 euro ochie. Asta-s drăguță. Dar ce sunt? Nu-mi dau seama dacă e lanț sau... Astea-s faine. Nu știu, este argint sau nu este și prețul nu știu. Ceea ce mă face foarte stresat, dar îmi plac destul de multe. Ăsta îmi place. Și ăsta îmi place. Flamingo, ăsta iarăși unicornul. Nice, uite și cu mâță. Este 7 euro ăsta. Deci probabil nu e nici argint, nici nimic, este fix o broșă de 1 martie. A, și portofele, brățărici și alte chestii. Asta nu știu ce e, pare un fel de talcioc așa. O piață între clădiri. Mercedes-Benz. BMW. Bă, măcar tricou să ai BMW. Zici să ai luat BMW. Mamă, astea sunt oferte. Top. E ora 12 și bate aici un clopot. Somewhere. Ia, îl mai auzim o dată. Da. Primul obiectiv, Biblioteca Națională, Biblioteca. Ce fac, nebunule? Bă. Da, este un local foarte mare aici, sau set de localuri. Statuie cu o doamnă. Scrie ceva despre ea. English, this statue of Queen Victoria, Queen Square, although its proper name Republic Square, se Republica Pătrat, piață, place here in 91 to mark Queen Golden Jubilee. The sculptor was Giuseppe Oreva. Hai să vedem din interior. Deci e așa, văd că avem o expoziție de ceva. Artografia, Map Treasure of National Library of Malta. Hai să vedem. Bă, cred că ăștia taie bilete aici la intrare. E greu cu deschis. Destul de interesant, mi-a cerut buletinul ca să-mi dea chestia asta. Și acum hai să vedem ce este în bibliotecă. E nena asta la intrare. And then what? Arată bine. Pereții cu detalii, chestii. Fără de-astea crăpate. Uite, aici s-a călcat mult. Brother, what? Wow. Deci am văzut zona de bibliotecă care, sincer, e boring pentru că e restricționată. Sunt vreo 25 de cărți afișate.
care majoritatea sunt hărți vechi, care e o chestie interesantă. Că vezi hărți de acum 500-600 de ani, dar cam atât și nu poți să mergi mai mult de 5 metri în încăperea aia, nu. Ceea ce e trist. Și acum plecăm, că atât a fost. So, that was it. Ia uite aici, bam, ce drăguț. Mă uit acum printr-un magazin ăsta de bijuterii, văd că aici ar avea argint chestii, ostele de argint. Nu-mi place nimic în mod special, so, I don't know. Cam așa arată și cam astea sunt prețurile, 15 euro ăsta, 24, 18. Decentuțe, zic eu, mai ales că e în centru Valete, mă rog, ăsta e prețul probabil argintului, ori doi. Mamă, și locația asta cum este, super, super fain, terasă acolo, ce diferență pe clădirea asta acolo, super drăguț, făcut albastru așa, aici, stil vechi. Și acolo iarăși făcut vișiniu. Mamă, cum arată localul ăsta înăuntru. Nice. Hai. Uite ce chestie tare, că au afișate tablourile astea și sunt de vânzare. Scrie artistul frumos. Și artistic așa, uite, și pe tavan un tablou. Piesa acolo și aici de vânzare. 20 de euro. Da, uite, asta e porno rău. 30 de euro. Se numește Intimate. Tare, foarte tare. Foarte, foarte tare. Deci m-a văzut omul ăsta că îmi place super mult și mi-a zis să mă duc și jos, că mai au din astea și că sigur o să-mi placă. Și da, probabil că o să-mi placă. Damn, bro. Barul ăsta e... What the fuck. Genial. Wow. Sunt într-un local. Deci arată minunat. E plin de artă. De genul. Sau de genul. Sau așa, și la mesele astea poți să stai, să-ți iei ceva de băut frumos. Sau așa, ca regele. Aici apare că nu e ca regele, dar vibe-ul complet este extraordinar. Ia uite aici. Scările, tablou. Desenul ăsta, it's fucking amazing. Ferestruța asta superbă, scările, lemnul cum ea aleasă culoarea, metalul ăsta de care te ții. Tablouri, tablouri, fireplace aici, un ceas, se pare vechi, zona asta de becuri și acolo sunt tablouri de vânzare, aici iar artă, 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 painting de vânzare, excelent. Hai să vedem și cum se numește localul. Food, it's a Maltese platter, it's good for two people. It comes with Maltese bread, Maltese sauces, Maltese cheese, gelatis, cookies. Okay. Tomatoes, olives. So those are for sale, right? These are for exhibition and these are for sale. So because I see the price, so if I want to buy one, yes. I just take it, pay to you and yes, you can get it. It's nice. See a lot of them. Yes. Yeah. Mai avut câteva discuții. Asta este ieșirea și acum să vedem și
numele pub-ului, nu-l scrie aici, e live, nu știu ce. Dodger, ăsta e The Artful Dodger. Excelent. Cam așa arată strada. Pe mine mă sparg rău balcoanele astea, cât de faine sunt la detalii. Uite, ăsta e păstrat vechi, old school, foarte fain la detalii. Stânga, dreapta, culori, ar arăta impresionant să le și vopsească din când în când, but still. E super. Strada asta e foarte interesantă, cum e jup. Acum avem second place to visit, St. John Cathedral, chestia asta mare. Arată impozant de afară, este cu bani, 10 sau 15 euro, we'll see. Iar în spate, de fapt în fața ei, e iarăși o mare terasă de cap sute de oameni. E drăguț, e bine. Hai să vedem dacă intrăm. Sunt în pantaloni scurți, nu știu dacă mă primește în mănăstire sau asta, catedrală, în pantaloni scurți. We'll see about that. Hai să vedem. Uite o chestie interesantă pe care am observat-o aici la biserică, la mănăstire. Ce dracu e asta înainte să intru? Pardon, Doamne. E, avem așa, ăsta este ceas, arată ora, e ora corectă. Ăsta arată ziua săptămânii. Nu se vede de copac aici, dar avem, că seamănă limba, deci avem acolo așa. Luni, marți, miercuri, cio, care probabil e joi, și ven, vineri, care e azi, corect. Și aici avem ziua din lună. Și azi este 18 octombrie și avem 17.19, deci 18-le corect arătat. Mi se pare foarte mișto. Acum hai să încercăm să intrăm. Nu știu ce dracu caut ăsta cu mașina. Bă, dar zic dracu prea mult în fața unui lăcaș sfânt. Astea sunt tocite, se simte la picior. Entrance, around the corner. I see. So, I gotta go around the corner. Trebuie să găsim cornerul, bă. Aici e doar ieșire, nu se și intră. Coada de intra la Biserica St. John începe de pe acolo, merge așa pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Și aici se termină și hai să vedem dacă avem răbdare, nu cred. I don't think so. Ne așezăm la codiță să vedem cum merge întâi. A, uite. Nope. Probably nope. Deci ne apropiem să intrăm la St. John. E co-catedral, mă, nu e catedrală, e... Are parte de catedrală. E CO. Am stat de la și 11 minute, 24 de minute, mai stăm încă 3 până intrăm, probabil. Asta e coadă de... români. Coadă de grupuri. Și aici e coadă de fraier, unde stau și eu. Hai să intrăm, să vedem. E pe bani, 15 coco, nebunii. Children sub 12 years free, dacă e cu adultul care plătește. Please know this is a place, nu știu ce. Să nu faci poze. Nu, să nu faci cu flash. N-ai voie cu tocuri, backpack-ul, nu știu ce scrie acolo. Hai să vedem. Aici se face cu intrare, tripod, nu știu ce scrie, n-ai voie. Hai să vedem ce e încolo. Deci se bagă tichet aici, cred că așa. Nu, sau invers. Așa. Ha, verde, trece. Deja mi-a dat ăsta care e ghid audio. Vorbește în română. Și cam așa arată. Zice că e din secolul 17. Are niște pattern-uri interesante. Cam așa arată. E interesant că m-a pus să țin eu doamna în față. Și n-am voie să folosesc blitzul la poze. E miștocuț așa cum arată, dar sincer, deja mă plictisește. Nu cred că o să mai filmez mare lucru pe aici. Vedem.
Bă, șmecherie, șmecherie. Aici ce că făceau preoții slujbe și așa. Da, mai tare e că toaletele sunt aici și aici e coada tatii la toalete. Asta e ce ne interesează, pisulică. Și o să mă așez și eu la fel. Nișa care susține statuia Sfântului Ioan fundal, alți doi îngerași trag... Stai, mă, taci un pic din gură. Zona asta arată interesant așa ca priveliște. Istoria e destul de complicată și succintă și din ea nu înțeleg mare lucru din ce îmi zice aparatul ăsta. E o complexitate de mulți oameni care au domnit, mulți artiști care au creat tot felul de, cum se văd pe toți pereții ăștia, detalii impresionante și din viața sfinților ce își imaginau ei. Asta este împărțit așa în șase cadrane ale vieții lui Ioan Botezătorul, în ultimul e decapitat, în fine. Arată interesant. Ok, acum o să cobor la sanctuar. Pare că au voie doar 4 oameni. Momentan erau 5 sau 6 acolo. Nu știu dacă asta e, nu e asta. În fine, cripta îi zice în engleză. Vedem și... Vedem și cum va fi. Trebuie să am ghiozdanul în față și nu văd treptele. Să vedem dacă am un număr să-mi descrie ce văd și eu pe aici. Nu știu dacă ăștia sunt sau nu sunt acolo. Accesul în criptă nu e permis. Asta e cripta. Dar fi îngropați niște oameni. E, așa, da. Asta e că-s picturi de Caravaggio aici. Și dă mai mult spre artă și mai puțin spre, bine, artă combinată cu cele sfinte. Mi se pare că se apropie mai mult de artă ce a făcut domnul Caravaggio. Deci asta e cea mai mare pictură a lui Caravaggio, Michelangelo, care, bam, e decapitarea lui Ioan. Tare, tare și tavanul arată mișto. Încăperea asta chiar mi se pare interesantă. Iar aici jos e o serie de morți care chiar se află sub picioarele noastre. Și încă o coadă pentru această cameră. Look at this. Nice. Deci de ce să ai grijă dacă ai probleme cu luminile? Așa că mi-am pus ochelarii. Ok, cuvinte finale de la St. Johann din Malta, Valletta. A fost 15 euro, a fost foarte, foarte boring până la ultima chestie. Camerele, sunt 3 camere ale lui Michelangelo cu o grămadă de picturi. Bănuiesc că nu sunt originale, dar foarte mișto. Și povestea cum e făcută cu stilul lui de... mă rog, dur, plus luminile și cum încearcă să prezinte arta. Însă tot mi s-a părut foarte interesantă treaba asta cu ceasurile. Și da, nu știu, poate pentru chestia cu Michelangelo sunt ok cu a merge aici. În rest, destul de boring. Pentru mine cel puțin. Foarte multă religie. Da. Mă rog, Sfântul Ioan. Things like that. Ok, overall, pentru mine. Pentru alții s-ar putea să fie fabulos. Pentru alții și mai rău. I don't know. În continuare revin la acest spar în dorința de a-mi lua un cola sau ceva de băut dulce cu bule. Te Rolex. Mă rog, cred că e atât de aglomerat fiind fix centrul centrului capitalei Maltei, încât n-o să am răbdare și o să aștept pentru alt spar, dar hai să vedem totuși cum este. A plouat așa un pic ca la Londra. A
am adăpostit încă picură. Hai să vedem continuarea. O nouă străduță care arată la fel de mișto. City Antiques. Deci ăsta e un antique shop care e interesant. Are o grămadă de chestii interesante. Doar că la mine e o problemă mare când nu afișează prețuri. Nu știu, de exemplu, mașinuța aia de jos e 1 euro sau 70 de euro. Ceea ce depinde de cum le observi. Rest e quite nice. Felul de bricege, ceasuri, este interesant. Aici pe sus. Ce fain arată străduța asta. Parcul Upper Baraka, care arată foarte bine. Țevile astea arată un pic aiurea, dar probabil când cresc florile nu se mai văd. Rest e cute. Plouă. Bit sad. Și acolo ar trebui să fie un view peste oraș, ceea ce vom face ASAP. Vedem ce se întâmplă acolo. Și acum să vedem ce este în fântânica asta. Nimic. Frunze. Mă gândeam ce-o fi clădirea de aici, dar nu percutez. Un Lord Strickland CCMC, zici că e trapper la final. CCMC, consoane. Ia uite acolo floricele albastre. Nebunie. A, uite ce chestie. Văd că e gun firing la ora 4. E 3.40. Poate prindem chestia asta. Hai să ne gândim unde o fi. E ceva cu bilet. Uite, Florinela. Poate aici e shooting. Ua, ce bine. Iar asta ar fi view-ul care este. Remarcabil, într-adevăr. E full de oameni pe aici. Greu de prins la gard. E pula mea. Băi, frate, cum arată balconașele astea. Super tare. Și astea toate au view-ul ăsta la mare. Bine, momentan la... Am băgat și la ei pe aici niște țevi. Da, fain, fain aici. Uite și balconaș frumos, căunele. Da, top. Acum suntem la baraca de sus, cică. Că e un monument ceva. Pare că oamenii s-au oprit să ne dea voie să pozăm. Mă simt prost deja pentru asta. Cam așa arată. Bate vântul. Frunza în dunghi, cântăreții mi-a lungă, cam atât. Și am trecut de asta Ioan ce era. Și e un view pe aici. Îmi place că sunt băncuțele astea puse probabil. Nu știu, e cetatea aia acolo și cetățile astea, că toate ieșirile de micile peninsule de aici se pare că au fortărețe. Probabil i-a pus un colo. Aici o străduță. Și o să continuăm drumul. Hei, uite ce cucar ăsta. Ta-ta-ra-ra. Aici ar fi fortăreața Elmo, care este imposibil de vizitat pentru noi, pentru că sunt închise toate intrările. Și acesta este un view. Așa. Să conjură, absolut. Dar zice să ne ducem înapoi, nu? Da.
E, aici e mai challenging, așa, suntem jos la Elmo, la fortăreață. E un drum de ăsta de ocolit. E bifat, adică putem, teoretic, merge. Hopa! Dangeros? Dangeros? Hai să opresc că... Altunghi. Și practic aia e cetatea pe care am vizitat-o. Acum iese și o rază de soare, deși plouă. Currently asta e umbrela. Și am ajuns și la tunel. Aici nu mai plouă. E destul de clar. Brewdog, Talonza. Hai să vedem. Suntem la Eat Well și o să-mi iau un Unami bowl din asta Asian. So, I like an Asian Unami bowl, you can remember. Yeah. With carb, please. Suntem la Eat Well și am comandat bowl-ul ăla. Și acum iau locăci. Deci aici la Eat Well văd că avem cutia asta în mijlocul mesei, care cred că e să-ți încarci telefonul. Pe care USB. Bam. Tare. Și cam cu asta se prezintă Eat Well. Hai să vedem. Bă, arată bine, bine. Ia uite aici. Bif, bif, bif. Ce am mâncat la Eat Well a fost foarte bun. Și acum ne-am întors la asta de prâbă. Prâbă de acolo. Un regular hazy IPA. Mamă, cum miroase. Și un Hazy Jane acolo, corect. L-a pus prost. Cam așa se merge la toaletă aici. E de mine ce grot. Băi, ești prost. Și cum miroase. Hello. Ah, iar e o ușă pusă invers. Ăștia sunt pe invers rău de tot. What the fuck? Damn, bro. Sunt în centru și nu știu ce că se întâmplă, dar filmez și eu. Ta-ta-ra! Orchestra, tati. Mergem cu orchestra. Hai. Un, două, stres. Am băut cafeaua de dimineață. Și aici e muzeul la San John, catedrala. We'll be right back.
10 euro. Cât e cel mai. Acolo erau. Ah. Acum continuăm, ia uite, poliție aici. Tatara. So I think so.